din antichitate este aforismul invidia medicorum pessuma. Deci, din, încă și în antichitate, opera acest aforism. Într-adevăr, iar Alexis Carrel, despre care am mai vorbit, părintele chirurgiei cardiovasculare și întemeitorul Institutului Rockefeller în Statele Unite, că fiindcă în Europa n-a avut nicio șansă, aproape că i-au dat cu piciorul undeva, așa, în Statele Unite a avut bază în Institutul Rockefeller și el spunea că de cele mai multe ori invidia colegului este mai puternică decât iubirea de sine. N-am înțeles niciodată cum vine asta, adică dacă aș fi convins că îi fac rău colegului sau că îi se întâmplă un rău colegului meu, aș prefera chiar să mor. Numai să fiu sigur că i s-a întâmplat dracului un caz. Nu, bun. Adică a pierdut și fia de secție. Îmi place cum ai dramatizat toată această poveste ca o parabolă de acum încolo. Da. Iată, deci cum transcriptorii sau transcriptorii... Ai găsit ceva pe aici, probabil. Am găsit destul. Și apoi, mă mai interesează ceva. Scriitura. Uneori, că nota informativă e la persoana întâi, deci persoana scrie ce are de scris și de regulă persoana întâi când relatează despre tine, despre conversațiile pe care le ai, călătoriile, gesturile, acei care vorbesc la persoana întâi au o scriitură agramată, o scriitură de analfabeți. Se poartă și astăzi. Bine, trecem peste asta. O scriitură de analfabeți. Bănuiesc că securitatea știa să nu pună preț pe idioțenile acestea, le lua, le punea în dosar și nu cred că luau act de ele. Când însă notele informative fac obiectul transcriptorului de la sursa X, de la sursa Y, de la sursa Z. Acele note informative fac obiectul unui interes care duce la deciziile ofițerilor de securitate. Să se ia măsuri, uite, oprește, da. Înapoi. Uite, sus acolo, cum se dau avizele. Aici. Așa. Și în jos, da. Observăm, deci eu acum sunt cu ochii pe monitorul laptopului. Nu văd, nu disting nimic decât o formă. Scriitura aceea de sub avizul totolograf, da. Arată foarte îngrijită. Asta de aici. Da, nu contează că, deci da, ce spune. Asta de aici. Nu, aici. Aici, da. Da. Deci, e un scris foarte îngrijit. Atenție, deci este o consemnare a unei, ori unei convorbiri telefonice, ori a unei note. O convorbire telefonică. Deci, iată că scrierea este, atenție, foarte îngrijită. Da. Da. Nu are, nu are greșeli, nu are ortograme greșite. Sunt câteva, eu din ce am studiat, în spiritul comun al epocii respective, este o scriitură caligrafică. Aici m-am descurcat și eu foarte bine, n-a trebuit să folosesc lupa, uite, văd aici. Un scris îngrijit. E foarte interesantă. Da, ora 9. Obiectivul cheamă 1-1-3-5-8, panificație de la podul de pe strada Cosa Vodă. Și... nu știu ce, discută cu cetățeanul Ilie Nicolae. Obiectivul. Am auzit că aveți o hârtie de la Sibiu pentru mine. Cetățeanul. Da, am o... valiză. O valiză. N-am avut timp să vă aduc. Eu stau în Muntin, pe strada, sau nu știu. Da, în satul nou, pe strada... Nu mai dăm adresa.
acasă pe la ora nu știu care, pentru că dacă eu văd... Vrim prin piață să vând flori. Da. E, acum, sunt curios ce era în cutia aia de la Sibiu. Deci, o fi fost ceva. Nu știu. Nu știu. Deci, eu mă ocup acum de ortogramă. Da. Și de aspectul grafic. E foarte îngrijită transcrierea notei informative sau, în cazul nostru aici, notei telefonice. Înseamnă că acel lucru prezenta interes și acel scris nu este un scris de analfabet, nu este un scris de om nerăbdător. Transcrierele acestea sunt impecabil făcute sub aspect. Păi era ofițer superior, era absolvenți de facultate, majoritatea aveau drept, Ștefan Gheorghiu. Noi tot îi căutăm pe cei care subsemnează un act de decizie al securității, pe ofițerul Baciu, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Noi nu-i știm pe scriitorii. Eu le zic scriitori. Da, eu le zic scribi. Tu le zici scribi, pentru că ei mi-au scris această carte. Când am întreabă cineva, eu am scris testamentul filozofiei. Eu? Da. Nu. Eu sunt autorul de scris, l-au scris alții. Eu le-am dictat. Da. Da, mi-am permis așa... luxul ăsta să deci am scris. Deci eu așa le zic. Ei scriitorii securității. Oare îi vom afla vreodată? Nu ca să-i judecăm, nu. Dar să aflăm vreodată de la aceștia, oameni buni, cum primeați ordinele? Care erau tehnicile pe care le învățați? Că e clar, e artă profesionistă aici, nu e nu un act spontan. Da, actul spontan, erau actul spontan, școliți, în școli înalte, de specialitate. Actul spontan, repet, este al celor note informative făcute de milițieni pensionari analfabeți, de vecine toante, de bătrâne frustrate și așa mai departe. Astea scrise cu cisma, nici cu lupa nu pot să descifrez. Sunt rânduri pe care nici ei nu le înțelegeau și cred că nu le dădeau nicio întrebuințare. Mai e un aspect. Faptul că ai spus, adineauri, ai spus că era notă telefonică și că spunea ora. Da. Ora. Doamne, când auzi că se consemnează... Și minutul. Ora și minutul. Minutul. 9:30. Asta creează impresia de corectitudine, de pedanterie și de responsabilitate. Mai ales. Da. Pentru că se lucra non-stop. Dar există paragrafe din notele informative care sunt sărite și nu sunt consemnate aici, că se vede că e lipitură, că nu se leagă frazele între ele. Chiar dacă în aparență avem ora, data și minutul, nu se leagă niște lucruri. La montaj dispăreau. La montaj dispăreau. La final trebuia să apară un colaj. Da. Ei la montaj dispăreau, montaje profesioniste, pentru că ei trebuie să protejeze pe cineva. Bineînțeles. Deci sunt persoane protejate care nu trebuiau să fie vizibile niciodată vreunui profan, că acum tu nu aveai relații. Regina Paraschiv. Da. Nici peste 1000 de ani. Asta este cu comuniștii nemuritori. Aici am vrut să-ți dau dreptate. Tu ai crezut că eu o să-ți fac ție vreun proces de intenții. Da, mi-e frică de tine pentru că tu ești judecătorul suprem. Tu ai instrumentat, ca să mai exprim în termeni juridici și politici și tot ce vede, așa, și filologici, tu ai instrumentat acest dosar 4 ani. Păi o muncă pentru un cercetător ca tine, pentru că puțini sunt cei care știu că tu ai făcut o facultate și ai fost pregătită, instruită exact pentru așa ceva.
Facultatea chiar de repartiția ta inițială a fost spre Institutul de Medicină și Farmacie din Cluj, după câte știu eu. Tu acolo ai fost. N-am vrut să primesc această repartiție. Acolo ai fost repartizată pentru că erai clasicist și pentru că n-am acolo dorit. Trebuia să faci cercetare. Nu, da. N-am dorit asta. Și ai vrut să lucrezi cu... Nu are importanță, elevi. Am vrut să lucra cu elevi. Eu am avut o șansă de repartiție uriașă, n-am vrut să o primesc, am vrut cu copii și cu asta bun. Ei bine... Câți copii ai avut? Spune, s-au dat și privitorii noștri. Nu iau numărul. 40.000. Nu știu dacă au fost să... Nu sunt 40.000 de ființe, ci 40.000 de omuleți pe care îi priveam săptămâna, că se repetau de la o săptămână de la o săptămână la alta, pentru că aveam o oră pe săptămână, aveam, să zicem, 20 de clase într-o săptămână, mulțit cu 30, 600 pe săptămână duram. Și într-un an îi priveam pe acești copii în fiecare săptămână, în fiecare săptămână. Unora le știam chipurile, unora nu le știu, dar ei aveau impresia că știu tot despre ei. Eu nu știam nimic, dar există psihologia care se învață. Bun! Hai să ajungem și la latura care mă interesează pe mine și care aș vrea eu să o prezint privitorilor noștri. Nu mă clipă, poți să țin minte gândul? Țin minte, da. E să nu mai spui nici în intimitate, nici în public, că ți-e frică de mine. Este un lucru, eu cum abuzați. Iisus, o să știe că este glumă, că al minte, eu asta ar mai glumă, lipsi. Sigur că asta pentru că... ar mai lipsi, da. Eu să ți-l duc ție. Din aparație, am fost toată viața cenzurat. Nu pot să mi-o scoți asta din sânge și din celulele mele. Cred că și ultima celulă din firul de păr sau de la unghia, de la degetul mic, de la piciorul stâng, poartă amprenta acest cenzur. Aici am vrut să te aduc, dar să ai să vorbim și despre literatură, pentru că asta mă doare pe mine acum, dar mai mult decât pe mine, pe toți detractorii și pe toți, cum să spun, confrații, îi dor mai tare, mai tare, suferințelor e mult mai mare. Nu cumva voi lua premiul Nobel? Ei bine, asta e tot o glumă de-a noastră, o reducție. Nu, până la premii și la alte chestii, da, lasă. Nu, eu nu am luat niciun premiu și nici nu voi lua, pentru că eu nu sunt în cărți, eu nu sunt marcat cu acei fotoni care îmi vorbesc eu când vorbesc de telegonie, acei fotoni mesageri, nu sunt în cărți și nu vor veni nici pentru cel mai prăpădit premiu, chiar în urbea în care trăiesc acum. În jurul meu se dau tot felul de premii. Foarte frumos. Viitorul anului, cartea anului, chestii. Foarte. Această carte, aceste cărți, uite, și nu numai, și nu numai sunt zeci de cărți, toată opera mea literară. Nu face doi bani. Lasă, nu voi. Pentru așa. Ei. Nu. Pentru că eu mă simt chiar frustrat. Măi, nu vă e rușine așa să faceți tot felul de carte anului, scriitorul anului, să vă dați în, ridicați în slăvânii palțe. Măi, și de noi doi nici nu vorbim nimic. Tu ai scos acum o carte minunată. Nu am să... Da, să chiar nu, nu va vorbi nimeni despre ea. Noroc că ai avut ideea să le duci la marile biblioteci universitare și pe la facultăți, că ne-a dus de istorie, de filologie, și acolo ne lăsăm cărțile, că poate cândva o să dea cineva de ele, mă refer la generațiile viitoare. Pentru că comuniștii, cum am zis, că comuniștii... Sunt oamenii cu mental comunist. Da? Nu mor niciodată. Ei, lasă-i să trăiască acolo nemuritori. Decât fizic. După ce a murit fizic, apoi devine muritor. Ca să devine muritor, trebuie să mori, numai fizic. Apoi devine muritor. Înainte de a muri fizic, ai grijă să te reîncarnezi în progeniturile tale. Sau ucenicii tăi, nu neapărat. Da, ucenicii tăi, dar nu. Până și copiilor îi e greu, încă n-am văzut ucenic care a moștenit Merțanul, 5 vile, o insulă undeva în Pacific, în Caraibe. Nu? Te rog frumos, asta nu e chestie de comunism, asta e de natura umană a parveniților. Da. Lasă-i în pace. Eu mă gândesc acum că dacă cumva am stricat emisiunea,
O putem opri și nu-i dăm drumul. Nu ai stricat nimic. Nu ai stricat. Văd că ai deschis cartea la listă. Eu vreau să te completez pe tine. Tu da. Ești pasional, eu sunt mai... Și pătimaș. Fii pătimaș, că de acolo ți s-a și tras, că erai cu garda deschisă de dimineață până seară și le dai obiectul muncii. Nu fii așa de supărat că nu ești pe listele clubului de privilegiați și de onorați, pentru că și tu ai întors-o cu ajutorul meu, bineînțeles, aici îmi fac eu, aici e meritul meu. Avem și noi o listă. Aici listă, eu le... Lista de la volumul 5. O parte din ei, o mică parte din ei, le spunem Dumnezeu să-i odihnească, Dumnezeu să-i ierte. Dar cea mai mare parte din ei, în afara celor absolut inocenți, noi știm care sunt acolo inocenții, cea mai mare parte din cele 600 de nume, pomelnicul din dosar. Pomelnic organizat de mine ca muncit. Când ai crezut că e gata volumul 5, da. Am mai făcut una, am reluat lecturile și ai scos și am personajele, i-am ordonat în alfabetic și nu au niciun fel de consemnare, nici că-s răi, nici că-s buni, dar din lista de 600, 540-560 sunt vii, bine mersi, și ticăloși. Și persoane publice. Mai ales ticăloși. Dar nu le zicem noi. Nu le zicem. Să aibă bunăvoință cititorii, care nu au șansa să aibă volumele prin, să se ducă pe internet, să caute Testamentul filozofic Mihai Gana, care carte se deschide la diverse linkuri, se deschide, se răsfoiește și cine dorește lista, să o servească. Eu am informații de la tine, de la prietenii tăi, că acolo în spațiu de lecțiune te cuci, au început să se înioreze niște gândacuți de ăștia roșii, niște pensionari cu, exact cum spui tu, cu pensii speciale. Au început să se învioreze. Acum, o secundă, să se învioreze și să reacționeze. Hai că acum sunt și eu pătimaș. Să reacționeze, cor să ne arate, cor să ne pună la punct, cor să ne dea în judecată, cor să ne tragă la răspunde, cor să facă dezvăluiri. Măi, oameni buni, eu vă zic așa. Măi, oameni buni, voi ați semnat porcăriile cuprinse aici. Sunt semnăturile voastre. Noi nu avem nevoie de deconspirare a nu știu căror ce să facă. Vreo 10 pe care nu ne chinuim să-i deconspirăm. Turnătoare ce? Autor de note informative. Dar decizii turnătorii semnate sunt turnătorii... Informații. Deci toate numele acestea de pe listă, noi le-am scos din dosar. Adică tu le-ai scos din dosar. Din dosar le-am scos cu ochii, doamne, iartă, mă uit așa, cu linia, cu un nume se repetă de 30 de ori, un nume apare o singură dată, apoi se nume omonime, deci se spune dacă pe una o cheamă Adela, eu găsesc 3 Adele, dar trebuie să știu care Adele sunt. Așa, dragii mei, oameni buni, mai gândați-vă. Mai gândați-vă. Eu mai stați voi în banca voastră. Rumegați-vă pensia. Și tăceți din gură. Că dacă nu vreți, o vreți, mai avem și alte lucruri. Problema este complicată. E greu să-i dai de capăt pentru că toți ar vrea după ce au mâncat usturoi, să nu le miroase gura. Ceea ce e foarte greu. Da. Așa. Uite, vreau să completez o notă foarte serioasă. M-am aflat cu durere și cu tristețe
că unul din președinții statului român este acuzat că a fost colaborator al securității politice. Că prima instanță de judecată deja a hotărât acest lucru. Da. Deocamdată ne abținem, nu putem face o persoană, nu putem acuza până nu se rezolvă și recursul la nu știu ce curte de apel, ultima instanță care judecă. Dar nu este treaba noastră, o secundă mă lași, te rog frumos. A făcut, este treaba noastră. Dacă la acest nivel un fost președinte de stat e luat în detalii, e luat la forfecat și cercetat, fost președinte de stat. Da. Domnișori aceștia subalteni să stea cu minții, că ajunge și la ei. Da, ei cred că au scăpat. N-au scăpat, dragii mei, nu scăpați, pentru că Dumnezeu în care nu credeți, exact, comuniștii nu cred în Dumnezeu, există și, cum scrie în Biblie, a lui este dreptatea și el răsplătește. Iar eu spun acum la sfârșit. Acum vreau să subliniez că dacă acel președinte de care vorbești tu și care îl intuiesc eu, fost ex-președinte, a mai și înfierat comunismul, să nu rămână viitorul meu păcălit. Comunismul lui Stalin, pe comunismul lui Ceaușescu nu l-a condamnat. Asta o să mai discutăm, că e o temă fabuloasă și te rog să o notezi în agenda ta. Da. Cele două etape ale comunismului românesc, comunismul bolșevic și neo-stalinismului Ceaușescu. Dar până atunci, dăm voie, doctor Canea, să fac încheierea, că eu am făcut începutul, și să spun că eu am încredere cum ghilotina adevărului istoric și prin munca noastră sisifică a doctorului a suporta mizeriile despre sine, a mea să trec cu liniște tot sisifică peste ele, ghilotina adevărului istoric va răpune încetul cu încetul și va secera în rușine și nemurire a mizeriei și ticăloșiei. Nominal.